Frate, frate, dar brânza-i pe banii, asta își spun și primarii PSD care așteptau pe la ușa președintelui Consiliului Județean Ion Călinoiu pentru a afla când și ce bani vor primi în urma rectificării bugetare. Aș avea nevoie de circa 5 miliarde. Am văzut că sunt, totuși s-a dat destul de mulțumitor pentru autoritățile locale. Cum voiam să am o primă discuție cu domnul președinte, de aceea am și venit. Probleme sunt și la Bengeș-Ciocadia, unde primarul s-a săturat să fie mințit și, la rândul său, să-și mintă alegătorii. Dacă nu va primi bani pentru a finaliza investițiile promise oamenilor, Victor Georgi amenință că va tăia curentul în plină campanie electorală, pentru ca oamenii să nu vadă afișele PSD-ului. În urma rectificării bugetare, eu aștept bani de mulți, însă să vedem cât vor veni. Eu sunt un primar care am știut să-mi drămuiesc bugetul, nu am arierate, însă îmi trebuie și mie bani pentru iluminatul public, care voi fi nevoit chiar de sărbătorile de iarnă și dacă nu am bani, o să-l întreb începând cu chiar cu 15 octombrie, ca nici în campania electorală să nu meargă iluminatul public, fiindcă nu am bani. Și neavând bani, eu nu vreau să mi-l taie ei, mai bine îl întreb. Banii ar trebui să fie, spun reprezentanții opoziției, care arată cu degetul spre guvern. Pentru a atrage primarii opoziției spre PSD, Ponta a modificat bugetele tăind tocmai de la educație. Se taie bani de la investiții, se taie bani de la educație și merg bani către servicii și către primării. De ce? Simplu. Banii merg acolo unde pot fi direcționați strict pe campanii electorale și de unde pot fi aduse voturi pentru marele partid. Probabil dacă au primare de la alte partide PSD, o să face și noi primare de la PSD, ceea ce au făcut ei înainte și o să tragem și noi pe linie moartă. Și atunci eu nu pot să merg în fața oamenilor să-i mai mint. Odată i-am mințit în 2014, i-am mințit în 2008, să zicem așa. Minciuna nu trebuie să o ridicăm la rang național. Potrivit unor surse politice, banii cei mulți vor ajunge în cele mai multe cazuri la primari din coaliția guvernamentală sau la cei care au migrat recent din opoziție la PSD. Vorbim aici de localitățile Aninoasa, Bâlteni, Runcu sau Turburea.